Bine v-am găsit, prieteni, bine v-am găsit din Aurici de Elită, misiune îndeplinită, scor de Maidan, da? Deci a fost așa cum trebuia să fie, pentru că orice echipă care se respectă dă unea de-abia încăzat în bocanci, cel puțin 4-5, da? Deci a fost un 6-0 sec, a fost o atmosferă minunată, nu știu, mi-a plăcut ce am văzut. Eu văd de la televizor, pentru că sunt departe, știți foarte bine, asta este situația, fiecare ce poate, dar... Sincer, mie, ce mi s-a părut mie și am văzut din imagine care mi-a fost transmisă de prietenii mei, cu atmosfera din tribune, cu atmosfera de la vestiare, cu atmosfera de după meci, cu spectacolul de pe teren și așa mai departe. Eu spun că a fost un spectacol care am vrea să-l vedem mai mereu. Înțelegeți? Indiferent că evoluția echipei noastre ar fi mai, eu știu, mai greoaie în fața unor adversari, mai grei sau ceva mai de, eu știu... ceva mai dificil să spunem, dar ne-ar place plăcere să vedem un meci jucat mereu pe astfel de teren, pe astfel de gazon, cu astfel de condiții în tribune și, eu știu, cu astfel de emulații dinspre suporteri către teren, către jucători. Ne-am luat punctele, suntem în cărți. Pe plan sportiv suntem foarte bine. Noi, în ultima vreme, am discutat foarte mult despre ceea ce se întâmplă în afara terenului, ceea ce nu este treaba noastră și n-ar fi trebuit să discutăm, noi suporteri în general, dar asta a fost o urmare sau, eu știu, o reacție în lanț provocată de intervenția suporterilor, așa zis suporteri, cei de închiriat care vor să se împământenească acolo lângă echipă și oricare ar fi investitorul și oricare ar fi conducerea lui Dinamo, ei să fie acolo înfiletați. Și ați văzut și voi că ați fost escrocați, ați fost chemați acolo să faceți anumite fapte de vitejie de arme, care fapte acum sunt tratate frumos, cu cuvinte de laudă, miroase, pentru a vă atrage din nou și vă ține acolo, indiferent că vine nu știu care sau vine nu știu cine la conducere și, eu știu, vor fi sau nu vor fi bani acolo. Deci ei încearcă să vă țină acolo ca să nu piardă influența, să nu piardă gogoașa de jumulit, să fie acolo de mâncat, de păpat pentru ei. Gașca aia de slugoi și de împărați, da? Deci problema e următoarea. Noi ne-am învățat să vorbim prea mult despre ceea ce se întâmplă în afara terenului, despre conducere, despre cum ne-am dorit să fie Dinamo, despre multe chestii. Dar în realitate nu este așa, nu ar trebui să se întâmple așa, mai bine zis. Noi ar trebui suporterii să discutăm despre fotbal, despre ce se joacă acolo, despre niște preocupări tehnico-tactice, despre, eu știu, atmosfera din tribune, ce mai e de îmbunătățit și viața noastră a galeriei sau, eu știu, cum ar trebui să fie galeria noastră, dar mă văd din nou pus în situația ca să explic încă o dată. Acest lucru este ca o reacție de după cele întâmplate și, eu știu, țeapa la care au fost supuși foarte multe suporterii noștri. Înțelegeți? Asta am vrea să vedem. Felicitări Fizerului care și-a făcut datoria, a dus echipa pe arcul de triumf, exact cum spune el. A fost cu triumf, e bine. Sperăm ca și în meciul următoare să confirmăm. Acum, știți părerea mea, v-am spus-o. E bine că ăștia nu s-au retras. Am avut să mai facem un meci amical, o pregătire așa... cu care, ați văzut, cu ajutorul căreia noi am ajuns acolo, am beneficiat din joc a rezultatelor și am ajuns acolo, suntem pe locul 6. În clasamentul EPF suntem pe locul 6, la egalitate cu Buzău, dar în fața lor datorită golaverajului. Unii spun că e meciul direct înainte și criteriu de departajare în caz de egalitate a unor echipe. Eu, sincer, văd asta... incorrect. De ce? Pentru că ați văzut, partidele au fost cam tur. Adică nu s-a jucat tur-retur. Noi nu am avut posibilitatea, de exemplu, am jucat cu Buzău la ei acasă și atâta. Asta a fost cu ei. Da, nu am jucat cu ei acasă la noi. Dacă se juca un tur-retur, da, cred că atunci era necesar sau era primordial sau era foarte corect să se ia în calcul rezultatul direct. Dar având în vedere că s-a tras la sorți o anumită desfășurare a campionatului și cu unele echipe jucate în deplasare,
Știți? Mi se pare incorrect că ai luat bătaie la un gol diferență, puteai să joci și la tine acasă și să-i bați cu două diferență și atunci erai mai bun decât ei. Nu văd criteriul ăsta de partajare a fii. Și dacă ați văzut, eu am pus, am afișat clasamentul luat de la LPF. Iar LPF-ul afișează cu Dinamo pe locul 6. Atunci înseamnă că LPF-ul ia golaverajul ca primul criteriu de departajare. E adevărat că ne bazăm pe regulamentul de fotbal. Regulamentul de fotbal care este publicat undeva la federație și am văzut acolo că la un anumit articol, nu știu pe de rost, nu mă întrebați, specifică că principalul criteriu de departajare este, da, dar și un campionat ar fi trebuit să joace tur, retur, orice campionat, da? Deci n-ai cum, deci dacă joci în deplasare un meci și după aia să spui că e rezultatele directe, mi se pare incorrect. Dacă se juca pe teren neutru, da, atunci spunea băi, s-a jucat pe teren neutru și da, cine a fost mai bun, asta e. Deci nu văd ăsta criteriul de departajare, eu văd că principalul ar fi ăsta, golurile marcate primite să-și pună cuvântul. Eu așa văd. Acum vom vedea, nu se știe, știți, nu se știe care e treaba, vom vedea. Am înțeles că pe la club acolo s-a discutat chestia asta pe site-ul oficial al lui Dinamo și s-a discutat că Buzău ar avea câștig de cauză și așa mai departe. Doamne, eu mă iau după clasamentul care e afișat la DLPF, de Liga Profesionistă de Fotbal. Acum nu știu care o fi realitatea, cum o fi problema, dar trebuie să înțelegem că nu Buzău ne stă în cale acolo. Avem adversare pe Concordia, care am văzut eu așa în principal. Concordia, să spunem Brașov, deși Brașov mi se pare departe, dar într-un concurs de rezultate ar putea și ei să revină în cărți. Nu mai sunt etape multe, mai sunt două etape, ei trebuie să recupereze, au 24, ceva de genul, Brașov, 24 de puncte. Deci eu văd în joc acolo pentru clasarea pe primele 6, pe Pizdereda, pe Concordia Chiajna, Buzău, Deju și cu Slobozia, în luptă cu noi. Cea mai în victimă mi se pare Slobozia, sincer. Mi se pare Slobozia pentru care meciuri grele. Acum joacă cu Buzău, acolo ele joacă între ele. Teoretic una dintre ele se poate împiedica, ne face nouă în bine. Deju ar fi avantajată de țintar. Ar avea o ultimă etapă grea, mi se pare, la Slatina, în ultima etapă. Și cam ăsta ar fi meciul lor greu, dar trebuie să înțelegem, eu sincer cred acum că dacă ne bazăm numai pe jocul nostru și câștigăm tot ce se poate câștiga, eu nu cred că nu vom fi acolo în primele 6, nu cred. Dar dacă ne uităm foarte bine pe statistică, că statistica de multe ori spune destul de multe, putem realiza că Șerimbărul acasă e cam greu de bătut. Și ne uităm acolo ce a făcut cu Iașu, ce a făcut cu... Mi se pare că a jucat cu Iașu și a jucat și cu Oțelul și a făcut 1-1. Deci două rezultate de egalitate pe teren propriu. Deci au fost cam de nebătut acolo. Nici o echipă, nu știu dacă a pierdut vreun meci pe teren propriu. E posibil să fi pierdut, dar nici victorii n-are prea mult. Are vreo două victorii pe teren propriu. Sau trei alea pe la începutul campionatului și după aia pot să zic că au făcut foarte multe egaluri acasă. Dom'le, sunt greu de bătut. Asta este foarte, foarte complex. Ionica Pupăză spunea că Burcuțică va face echipa corect, apărarea în general, dacă va așeza el ca lumea, până la urmă se va găsi unul care să o dea nație și ne va intra un gol și vom bate cu ea. Ei nu eșerează la capitolul ofensiv, dar... Problema e că sunt o echipă așezată și care nu joacă cu presiune, nu au nevoie de victorie, deci nu o să joace deschis în nicio formă. Claudiu Niculescu, un tehnician care nici nu spune prea multe așa, nu și-a spus cuvântul și n-a făcut prea multe vitejii, dar care are o carte de vizită destul de bună, este un tehnician decent. Din ce știu eu despre la fel are un stil defensiv, nu știu ce să zic, dacă e un avantaj că îl întâlnim pe el sau un dezavantaj. Unii spun că s-ar putea discuta cu el, nu cred. Deci cred că el își apără scaunul clar acolo, nu e cariera lui în joc. Dinamo s-a cam purtat urât cu el, nu cred că se poate discuta despre o problemă de genul ăsta. Acolo trebuie să câștigi. Ce mă încurajează, ce mă face să sper? Mă face să sper mijlocul ăla beton care l-avem față de divizia a doua, de liga a doua. Nu încerca să-mi spuneți că...
deja divaghez că o dau în Liga Campionilor și în asta, avem un mijloc destul de bun acolo, închizători, iar acolo avem variante. Eu văd la Rusea cu Neluz Roșu, da? Un Iglesias care să fie volante așa, să fie în spatele vârfului și tot acolo la mijloc să întărească bine nucleul ăla din centru. L-aș vedea pe Roșu mai bine să fie tras în partea stângă și pe partea dreaptă în banii. Eu v-am spus părerea mea de materialul trecut. Asta s-a întâmplat și pe la Brașov, cu Roșu pe undeva pe în flanc și a fost mai bine, mult mai bine. Echipa care a jucat la Brașov a fost foarte bună. Varianta asta cu fără vârf nu cred că va face față cu Șelimbăru, dar poate îi va încurca, pentru că de multe ori când joci cu echipe de astea care nu au experiență, ele știu foarte clar că va veni acolo în vârf, în zona respectivă, și își alcătuiesc defensiva în așa fel încât să facă marcajul pe vârf, pe om, pe alea. E posibil să dai puțin peste cap atunci când joci mai non-conformist, așa, mai în afara regulilor, să spunem, da? Când vii cu ceva, cu inovație nouă, e posibil să dai randament, dar eu consider necesar că trebuie să fie un vârf acolo de meserie. Țărăla nu mi se pare prea minunat, dar e un vârf de careu, adică trebuie să fie acolo, pe teren. Singurul vârf de careu, de fapt, care îl avem mai autentic așa e Pop, de Liga 3, am spus-o de multe ori, dar nu avem ce face, ar trebui să jucăm cu un atacant acolo care să se lupte, să hărțuiască puțin defensiva lor. Nu știu dacă poate fi o soluție să joci așa, să te închizi și să răspunzi la contraatac, să joci la ciupeală. Eu văd că această partidă care o joci acum cu cu echipa asta sibiană, cu Schellenberg, eu văd doar așa, totul sau nimic, și aici trebuie să se joace totul. Deci trebuie să riști tot ce poți să riști. Aici nu mai merge că să dai în bară, că nu știu ce. Ar trebui aceeași partitură care s-a jucat și echipa să se manifeste la fel de calm cum s-a manifestat în jocul cu Brașov. A fost un meci cu o echipă la fel de puternică defensiv. Cam așa arată și Schellenberg. Și sunt de bătut. Dar din câte am înțeles, atmosfera e destul de încins acolo. Sunt niște suporte destul de frenetici acolo. În fine, nu știu care va fi situația, dacă vom fi, eu știu, speriați de ce se va întâmpla acolo, de public și asta. Având în vedere ce jucători avem în defensivă și cam cum se manifestă ei, nu cred că vor fi impresionați prea tare de atmosferă și nici n-au ăștia niște nume puternice pe acolo să ne facă nouă probleme în defensivă. Și iar de aici ar trebui să vină, dacă ai o siguranță defensivă, exact cum a zis Ionica, să pice golul. E un șut, o alea, mă bucură extraordinar de mult Borcea. Deci Borcea mă bucură extraordinar de mult. Iese la rampă un jucător care e în creștere, deci l-am remarcat după primele 4-5, da, pe el l-am remarcat. A avut o partidă bună în care a intrat de pe banca de rezerve la Baia Mare, de atunci de la Baia Mare se vede că e un alt jucător, are bun în el, putere, a crescut și fizic destul de mult. Deci asta, până acum cred că fizicul ținea pe loc, probabil că la antrenament era văzut, ați văzut că l-au încercat câțiva antrenori în campionatele trecute, mi se pare că chiar pe vremea lui Contra a avut câteva șanse, având în vedere că era cu juniorul ăla de under 21 și era bătaia atunci cu încă câțiva jucători de ăștia tineri care erau în vedere. Dom'le, mie îmi place, este un jucător solid, un jucător care are evoluții consistente și eu îl văd că nu mai prinde multe campionate pe la noi. E meseriaș, mie îmi place de el. A crescut mult fizic, deci la început nu m-a convins pentru că, v-am spus, era așa ca un buratin, așa zbura, că era puștan, era copil. Na, nici ăștia nu-i pasau, el avea tehnică, dar nu putea să stea în picioare ca lumea și juca cu adversari de ăștia gen Patriche, gen de ăștia rutinați, solizi. Și nu poți să-i faci după Patriche tu faze de astea, să îi dai printre picioare, să dai pe lângă el, să faci de astea prelor. În fine, el la antrenamente excela că lăsau cu echipierii, nu îl bușeau, dar la meciuri ați văzut că îl trânteau și cam mai era. Acum e în creștere, acum e momentul lui, nu știu, ar fi frumos ca să tinerii ăștia să explodeze în play-off, să ne calificăm în play-off și în play-off să avem un recital de ăsta al lui Banii și al lui Borcea. Aș fi extrem de încântat să văd așa ceva. Și de ce nu revenirea lui Bordușanu? A avut un ghinion fantastic băiatul ăsta, la ce formă arăta și ce bine arată ca și tehnică și ca tupeu, nu știu. Eu zic că dacă nu se întâmpla necazul ăsta, el era într-un an decisiv și el acolo și ne și ajuta și făcea și el pasul către fotbalul mare.
eu știu, să ajungă într-un alt campionat mai bine plătit, era și o vârstă la care era tânăr și în putere, în fine, dacă revine nu e nicio problemă, dar mai pierde puțin timp, da, e, pierde un tempo, cum s-a zice. Eu îi urez recuperare grabnică și, eu știu, solidă, cu bine, și să-l vedem din nou jucătorul care l-am văzut în aceste etape, în primele etape ale campionatului, care, eu știu, lua mingea tot timpul și ne încânta la orice atingere de balon. Mi-a plăcut foarte mult, îmi place foarte mult de el, sper să-și revină, să nu fie asta un șoc, să e tânăr, n-are de ce să nu reușească. Și sper din tot sufletul să-l văd cât mai repede pe gazon și să ne încânte cu evoluțiile lui. Eu am încredere mare în el, în Bordușan. Cât despre portarul ăsta, poate crește, nu știu. Din apărarea asta nu prea lasă pe el să arate ce poate și nici nu vreau să-l văd ce poate. Apărarea gândită de Burcă cu închizătoria care vi-am spus eu la mijloc acolo și cu apărarea rutinată cu... asta cu cu Roberto Carlos pe partea dreaptă și pe stânga Amzar sau și chiar și băiatul ăsta Șerban, da, îmi place apărarea, defensiva e ok, deci se vede că Burca a fost fundaș, da? Și am spus, chiar vorbeam cu Ionică astăzi și i-am zis cu Ionică Pupăsă și i-am zis că sincer dacă Dinamo câștigă în aceste două partide și fără emoții mergem în play-off, nu mai spun nimic rău despre Burcă. Chiar nu mai spun, mă abțin. Ovidiu Florea mi-a zis, zice, băi, zice, nu te cred, Robert, că tu, da, după două rezultate care le dă Rasol în play-off, gata, îl nenorocești, îl faci în toate felurile. Doamne, eu nu de regulă nu jignesc aiurea. Mie nu-mi place să văd impostori pe locuri de profesioniști, înțelegeți? Mie îmi place dacă ești profesionist, ești profesionist și ești la Dinamo. Dacă nu, n-ai ce să cauți pe acolo, n-ai ce să cauți pe la Dinamo. N-ai cum să vii cu pretenții. Mă oftic când văd ăștia care se cred mare antrenor și chiar și Burcă, nu e... Deci la el nu e momentul ca să se impună și să facă de-alea. Să facă pe masculul alfa pe acolo, în momentul în care el se află într-o situație nefavorabilă, nu are de unde să aleagă. Nu a avut cum să-și facă întâlniri și asta, dar acolo au fost niște decizii care i-au fost puțin dictate. Dom'le, acum dacă sincer vă spun, fără să perii, fără să arăt eu că sunt schimbător sau nu știu ce, mă recunoaște, cei care mă știți că eu cam spun lucrurilor pe nume. Nu mă feresc să le zic. Deci, dacă reușește să se califice în play-off ăsta și chiar să se lupte acolo și să se claseze pe un rezultat bun la promovare, dar în principal, dacă reușește să ajungă în play-off, pentru că situația a arătat la un moment dat extrem de disperat, da? Cu toate, eu știu, șicanele, episoadele astea care s-au întâmplat până acum și cu toate deciziile lui aiuristice, per total, pentru că nouă ni se par aiuristice și contra, cum să zic, contra intereselor lui Dinamo, pentru că acum, sincer, nu era momentul să renunț la niciun jucător. Deci nu trebuia să renunț la niciun jucător, aflându-te în situația de față, trebuia să ții acolo tot ce poți să ții. Dar... mai mult ca sigur, i s-a dictat de la pupitru de acolo, de către cei care dețin Dinamo și care iau deciziile și care au luat banii Păsărescu și care au făcut toate manevrele de până acum și i s-a dictat că trebuie să renunțe la jucătorii respectivi, probabil că și el a avut o doză de mândrie și o doză de nebunie așa și dacă reușește să facă, să scoată rezultate în condițiile astea în care nu a putut să se întâlnească deloc în iarnă și practic a fost nevoit să se și lase în curul gol, să renunțe la câțiva jucători care, eu știu, nu îl încurcau cu nimic acolo, pentru că nu-i plătea el din buzunar, înțelegeți? Dacă reușește chestia asta, nu pot decât să-l aplaud, n-am cum să zic altceva. Deci asta e să vă spun și să știți că nu e un discurs de ăsta demagogic sau ce prostie vă închipuiți că perii pe nu știu cine sau că nu știu ce, eu știu, am în cap eu acum și vreau să mă scot. Singurul lucru pe care eu îl fac de fiecare dată este să recunosc atunci când cineva face un lucru bun. Și dacă reușește Burcă chestia asta,
Deși sincer mie mi-e frică de partida de la Schlimber, da? Și mi-e frică de situația în care noi am ajunge să ne batem în ultima etapă pentru un loc în play-off. Nu știu ce să spun acum. Mie mi se pare o vitejie dacă reușite să câștige la Schlimber și să câștige și în ultima etapă și să mergem în fanfară, adică să mergem așa liniștiți în play-off. Dacă reușite chestia asta, eu v-am spus, nici mai comentez nimica de Ben, na, de Ghezali, poate să joace cu cine vrea el. Pentru că ăsta, până la urmă, ăsta este modul prin care tu, ca antrenor, poți să convingi pe cineva că ai valoare și că tu controlezi totul. Prin rezultate, nu prin discuții, prin vorbă, prin vii după ce la bătaie și spui că n-am jucat bine și am avut ocazii. Nu vreau să aud cuvinte de astea, sau că dai vina pe nu știu cine, că a făcut nu știu cine, că dacă făcea nu știu cine, nu știu ce. Nu, deci nu-mi plac chestiile astea. Mie îmi place, frate, ai luat-o pe barba ta? Da. Ai făcut niște chestii riscante? Da. Dacă nu-ți iese, tu răspunzi, da? Deci tu răspunzi, asta este, tu ai făcut, tu ai luat deciziile, tu ți-ai așternut, practic, culcușul. Iar dacă tu nu ai luat deciziile care se impuneau, da, deciziile bune, nu ai nicio scuză, nu poți mai vii după aia să spui că mi s-a întâmplat aia, că nu știu ce s-a întâmplat, că dacă era așa, nu știu ce, sau că nu și-a făcut ăla, nu, nu ai cum să vii să spui. Deci trebuie să mergi pe barba ta. Reușești? Aplauze. Nu? N-ai ce să faci, n-ai ce să cauți la Dinamo, trebuie să pleci. După cum ați văzut în primele minute din materialul ăsta, destule minute, nu am vorbit deloc despre investitorii ăștia, pentru că despre ce s-a întâmplat la Dinamo. Am venit cu o postare pe grupuri, pe Dinamoviști de Elită, pe Semper Fidelis, pe contul meu, pe pagina Dinamoviști de Elită. Am venit cu... Am venit cu o postare acolo și am spus că e momentul să deschidem șampania, dar a fost o postare, v-am scris și acolo, de încurajare pentru toți suporterii, care nu mai cred în nimic, acum nu mai crede nimeni în nimic, suflăm și în iaurt, nu mai avem curaj să mai spunem acum, băi, că am scăpat, că venim acum din tare, din spate, că renaștem, nu avem curaj să mai spunem așa ceva, pentru că am fost pățiți și am suferit prea mult. Și atunci nu mai avem încredere în nimeni. Mai ales că n-ai în ce să ai încredere. E o firmă Red and White, făcută parcă la Caterinca, așa, parcă e cineva care vrea să facă mișto. Red and White, adică roșu și alb, făcută în octombrie, deci ceea ce ne indică cel mai grav nou, că băieții știau, puseseră la cale chestia asta și toată cerșetoria asta și situația asta cu procese, cu căcaturi, cu hai câinilor, veniți la chioșcuri, veniți la fulare, veniți să facem, veniți să dregem. Și cu chestia asta cu jucătorii care n-au fost plătiți și n-au fost nu știu ce. Deci toată chestia asta... Mi se pare dezgustătoare. Mi se pare rușinoasă treaba, pentru că asta denotă că băieții știau de chestia asta și au fost părtași, înțelegeți? Și mie asta nu-mi place. Deci chestia asta mă face să mă gândesc destul de mult. Și chestia asta cu Red and White iar mă face să cred că ne suntem luați de proști așa, rău de tot. Cu Red and White și cu nu știu ce, făcută în octombrie 2022. Băiatul ăla vine de la Rapid, după ce a făcut pe la Rapid pe acolo vitejii și el și Burcă de altfel. Și a zis că de când a fost pus Burcă și cu ăsta, cu Iacobel ăsta mic, cu frizerul, de atunci toată situația era cunoscută sau, eu știu, planul lor era în desfășurare. Pe asta se bazau sau asta... Asta au dorit să facă, înțelegeți? Asta a fost parte din planul lor. Și mie, vă spun, silă de faza asta, pentru că lunile astea, ultimele luni prin care am trecut noi, situația prin care am trecut a fost dezolantă, dezgustătoare și... Deci tu știai din vară că vrei să faci chestia asta, de acum 6 luni se știa ce pașii ăștia care vor să-l facă, să-i facă băieții și au lăsat totul să se întâmple anumite lucruri care... Deci lucrurile astea puteau fi evitate, nu? Putea să vină cu mici infuzii pe la spate așa de capital și să nu mai să se uite anumite lucruri, să se plătească jucătorii, să se facă așa din umbră puțin totul. Și să se lucreze cu mănuși și în cazul cedării
pachetului de acțiuni și așa mai departe. Putea să facă operațiunea mai de mult. Ăștia spun că n-ar fi putut pentru că se aștepta planul de organizare. Păi și nu înțeleg ce plan de organizare, că în planul de organizare singurul lucru care s-a dorit a fost ca Peluza să ia acțiunile pe barba ei. Adică să preia toată puterea și așa mai departe. Nu s-a putut și apoi ăștia au intervenit în forță și așa mai departe. Probabil că Peluza trebuia să le dea lor acțiune și așa mai departe. În fine, în altă ordine de idei, uitându-mă pe cum s-au făcut plățile și ce sume s-au vehiculat pe acolo, deși nu știe nimeni nimic concret datorită clauzelor lor de confidențialitate, deducem că tot așa s-a făcut o vânzare cu tranșe, cu în 500.000 de tranșe, cu în funcție de obiectiv, dacă câștigi Liga Campionilor, dacă câștigi. Deci nu înțeleg ce legătură ar avea să tu cedezi un pachet de acțiuni și ăia care îl preiau îți spun ție că vei primi niște bani în funcție de cum ce vor face ei în viitor. Păi nu mă interesează ce faci tu, ce ți-am dat în echipă, ți-am dat echipa așa cum e. Ce ți-am dat vreo echipă, super echipă, ți-am dat super jucători, ce căcat. Ca să zici tu că scos tu o grămadă de bani sau ce. Nu, n-am înțeles. N-am înțeles ideea asta cu să pui obiective. E ca și cum aș da un jucător care e de perspectivă și eu spun, băi, ți-l dau la mai puțin, dar dacă scoate anumite performanțe, mai îmi dai bani. Eu nu înțeleg, aici chiar mi se pare absurd. Și a mai zis cineva în presă chestia asta și a ridicat un semn de întrebare și a zis, băi, frate, singura treabă mă neliniștește că Dinamo e vândută pe 500.000, ceea ce e puțin fals, dacă sunt să ne gândim. Nu e vorba de 500.000 aici și știți foarte bine, e vorba și de datorile care sunt în spate. Foarte mulți au zis că n-au putut ăștia ca să vină în forță atunci când vroiau sau când trebuia sau și așa mai departe, pentru că au așteptat chestia asta în planul de organizare, să treacă, să nu știu ce, în fine. Nu putem să dezlușim și nici nu vreau ca să dezlușesc eu ce e acolo. V-am spus, singurul lucru care îmi fierez la ăștia și nu-mi convine mie ca suporter e faza că o întreagă nație dinamovistă a fost lăsată în stres și în disperare lunile astea din toamnă. Probabil că șansa de a promova acum i-a decis să pună piciorul în prag. S-au gândit că dacă pun piciorul în prag acum, se poate o promovare și da, e posibil. Nu știu ce. Chiar nu explic. Logic ar fi fost să mai aștepte sau să preia în umbră, să preia acțiunile fără să știe nimeni. Putea să facă și chestia asta. Și să vină cu un plan de reorganizare, să plătească, să facă haircut-ul ăla, să mai taie din datorii și apoi să redreseze situația. Așa mi se părea normal. Dar ei au venit prea devreme și acum unii dintre creditori să spună, stai mă puțin, păi, dar tu ai venit acum, au venit noi investitori care au anumite cerințe, forțe și așa mai departe. Eu pot să aștept și îți reșalonează anumite datorii. În fine, nu știu ce se va întâmpla chiar. Chiar nu știu, din punct de vedere juridic și economic, chiar nu vreau să-mi bat capul, pentru că noi suntem suporteri, fraților. Noi trebuie să ne bucurăm de show. Noi nu avem, noi ne-am greșit calitatea, deci nu știu. Tot ce s-a întâmplat acum a fost de prost gust. La Dinamo noi am fost și manageri, și suporteri, și oribil. Oribil. Și v-am spus, asta nu înghit, asta nu halesc. Deci faptul că băieții ăștia ne-au lăsat așa în suspans și nu s-au implicat, nu au avut un plan mai, mai diabolic, așa să vină să preia acțiune, să vină din umbră cu niște bani, să facă puțină ordine. Dar probabil că dacă se veneau cu niște bani, vedeau ăștia, aflau anumite urechi care nu trebuiau să audă, auzeau de chestia asta și probabil că asta îi costa niște bani în plus. Totul e de bani, de la bani pleacă și de la bani se termină. Eu nu sunt de acord cu ăla, cu Niculescu ăla, sau cum îl cheamă, dacă are trecut rapidist, iar nu sunt de acord cu el, dar, sincer, dacă stați să mă întrebați, că m-au întrebat foarte, 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 foarte mulți, ce părere am de ăștia, dacă știu ceva despre ei, dom'le, e clară treaba, o să vă spun cum stă treaba. Cei doi acționari majoritari, ați văzut acum, al pachetului de acțiuni, sunt ăia doi, băieții ăia doi, Niculescu ăla, avocatul, care nu are putere financiară, eu știu, de a ține Dinamo. Deci nu are băiatul, ci că e un băiat foarte inteligent, e și tânăr, l-am văzut, nu știu ce să zic despre el.
are un atu, pentru că arăta că la Rapid au făcut treaba acolo și au ridicat Rapidul de jos. A fugit la Rapid de acolo și a venit la noi. Nu știu acum, nu pot să spun, la nivel de de management, nu cred că cineva ar cumpăra numai ca să-și bată joc sau să facă anti-joc sau să... Nu. Cineva care vine acum lângă Dinamo, e clar, e limpede, gândește pe viitor și vede că vine stadionul, că asta e cel mai important lucru, vă spun. Faptul că vine stadionul și vine, vă spun eu că vine de data asta, cu toate neîncrederile voastre și asta, eu vă spun că stadionul se va face. Bă, că se va face în 2025, că în 2026 se va termina stadionul. Buldozerele intră anul ăsta, clar. Fără nicio discuție. Și asta atrage oamenii care se vine cu bănuții acolo. Înțelegeți? Asta îi atrage pe hiene, atrage hienele la Ciolane, v-am spus acolo mai codat așa într-un mesaj, nu știu care ați înțeles și ce ați înțeles, dar v-am spus acolo că acum hienele nu mai poate să stea ascunse, trebuie să iasă la iveală și să-și asume, că asta e important. Vrei să iei parte, să muși din Ciolani și să asta, trebuie să-ți asumi. Și atunci asta noi vrem la Dinamo, dacă cineva și asumă acolo rolul de și începe să se facă ordine și disciplină și cei care mănâncă sau vor să pape trebuie să iasă la iveală, mie mi se pare corect, mi se pare foarte bine. Asta cu Niculescu ăsta mie mi se pare tot un paravan, ar fi un alt paravan. Mie nu mi se pare un om care să fie potent și a spus mulți, a spus chiar și Dragomir a spus chestia asta, dacă ați urmărit toate reacțiile oamenilor de fotbal, o să vedeți că omul nu are așa putere financiară care să și are un pachet de, adică are un număr de acțiuni, 60% are un procent din alea 80, da? Deci are 60% și pe 40% vine tipul de la Certinvest care e în fruntea Certinvestului sau eu știu, are o pondere mare sau un cuvânt greu de spus pe acolo, dar asta nu trebuie făcută confuzia asta în legătură cu Certinvest și numele său. Deci omul vine în numele lui, a spus clar că vine în nume personal. Deci vine în nume personal și nu vine cu Certinvestul după el. Că poate prin Certinvest se vor mai atrage și alți oameni și prin relațiile lui vor mai veni și alții, pentru că asta cam au declarat băieții, poate că va fi așa, dar nu vine cu banii de acolo. Deci nu Certinvestul va susține Dinamo și Certinvestul e un conglomerat de investiții, deci un fond de investiții, adică atrage oameni de afaceri care vin și pompează banii acolo, banii se duc pe alte filiere, pe alte afaceri, direcționați de firma asta sau, știu, îndrumați și banii se întorc înapoi mai mulți. Cam așa e procedeul la fondurile astea de investiții. Eu sincer vă spun că ceea ce s-a spus în presă în legătură cu Badea că e în spate la toată treaba asta, e adevărat. Badea i-a făcut pe băieți și gata, s-a terminat. Scuzați-mă că vine să râd, dar asta e. Badea, gata. Se jucau cu Badea. Dom'le, asta e situația, este mult prea puternic. Eu acum nu știu ce să zic. Dacă s-ar implica, Badea are o grămadă de bani, ar mai veni, Badea ar atrage mulți investitori acolo. S-a spus la un moment dat, cineva a scăpat o păsărică că din 80% astea, 80% astea acțiunile care au fost luate în pachet mare se vor da la fiecare investitor, vor veni mai mulți acolo, unde mulți puterea crește, avem toate premisele să sperăm la ceva frumos la Dinamo. Dar acum v-am zis, noi nu mai avem încredere, nu mai avem încredere. Sunt atâtea semne de întrebare, sunt niște lucruri care ne fac să ne gândim că totul e o țeapă datorită firmei făcute pe genunchi, un SRL care e făcut așa, se lucrează prin paravane în continuare, s-a terminat cu Lotus-ul ca cu Aforul, s-a început cu Redden White, acum suntem tot timpul jucați pe paravane. Acum Badea a recunoscut că el a avut o pondere mare, dar nu n-a zis așa decis sau concis sau sigur că el e în spate sau el va fi acolo. Că va fi, că nu va fi, eu cred că se va simți mâna lui acolo. Nu știu ce să zic. Vom vedea. Asta rămâne de văzut. Cert e că eu ce spun acum și cam aici o să închei. Noi trebuie ca suporteri să așteptăm, să vedem ce fac și să ne vedem de treaba noastră. Că altă șansă sau altă posibilitate nu avem. Să punem botul la ce spun ăștia în presă. Mă ghidez așa și după, am un flair așa pe care, având în vedere apartenența publicațiilor sportive și aici vorbesc de ăștia, de Gazeta Stânei, de Gigi Sport, s-au discutat la unele publicații, s-au spus lucruri mai nașpete așa și la unele
s-a păstrat așa o decență. Eu spun totuși să ne bazăm pe declarațiile care le dau oamenii ăștia. Ce mi-a convenit sau ce am vrut să iau în calcul a fost un articol care l-am citit prin Play Sport sau prin Fanatic, parcă. Fanaticul a fost cel mai activ în domeniul ăsta. Ivanovici probabil că a avut prin plan acolo. S-a discutat foarte mult, au fost multe declarații date de Badea și o să mai revin în materialele care le voi mai face zilele astea și o să discutăm mai concret. Au mai fost niște, tot așa, o declarație a lui Niculescu ăsta, lui avocatul, care mi-a plăcut, a vorbit corect, concret și așa mai departe, dar v-am spus faptul că Niculescu se cunoștea cu Burcă și cu, cu frizerul, da? Și faptul că ăștia, clica asta era din vară și au venit cu scop atunci, de atunci au venit pe chestie, pe cașcaval, deci ei știau tot ce se va întâmpla, cum se va întâmpla și mă face să mă scârbesc când mă gândesc la fazele alea când apăreau camilogii și băi, dați-ne că n-aveam nu știu ce, că nu știu cum, că alea, alea, că ce facem, că înțelegeți? Mie asta nu-mi plac, când tu știi că ești pe mână cu aia, că ea te-a adus în coace, că de altfel nu te punea nimeni antrenor, înțelegeți? Cam asta e ceea ce nu-mi place mie și eu vă spun, vă semnalez neregulile întotdeauna și mă știți cum sunt. Vom vedea. Ați văzut Gazeta Stânei, că fug de la subiect. Gazeta Stânei critică puternic chestia asta, că ăștia nu vin cu niciun ban, că nu fac, că nu drept, că nu știu ce. Iar și Play Sportul, parcă sunt câteva publicații care le vedeți. E clar că alea vor să-și bage coada și așa mai departe. Și tot timpul au avut o atitudine ostilă, statase de cancan, vor să arunce cu noroi. Se bazează și pe ceva adevărat, adică faptul că Niculescu ăsta nu are o avere care să-i permită să gestioneze un club ca Dinamo, dar eu știu, ei au un plan bine stabilit care e în termene, da? Care și l-au pus la punct, așa că nu mai trebuie să ne agităm noi. Eu vă spun acum sincer să vă bucurați de fotbal și să avem emoțiile astea pentru calificare și să ne ocupăm de ceea ce ei ar trebui să se ocupe suporterul, adică de fotbal. Să-l vedem pe Borcea cum joacă, să ne bucurăm de ăștia, de jocul lor. Am văzut că mulți l-ați criticat iar pe banii. Bă, n-aș făcut un meci extraordinar. Dar acum nu trebuie să ne uităm, că a fost un meci cu începători ăștia și aici nu prea avea la ce să te uiți. Totuși au fost câteva, a avut o decisivă, nu? Banii. A avut câte ceva, n-a făcut el mare lucru, dar băi frate, când pune piciorul pe minge se vede. Pune piciorul pe minge un meseriaș, un artist. Cam asta este, cam asta e ce vreau să vă spun. Uite să ne bucurăm de fotbal, să începem să vorbim ce a făcut ăla, Iglesias, cum a dat pasa, ce a făcut, cum s-a jucat, cum trebuia făcut. Nu să ne gândim noi la ce fac ăștia acum, că e planul lor, merg înainte, știu ei ce au de făcut. Eu îndemn la prudență, adică vreau ca să mă înțelegeți. Nu le mai dați bani la APCH. Deci ăsta este ultimul lucru cu care trebuie să închei. Deci la APCH nu mai trebuie să dați bani. E frumoasă galeria aia acolo. Da, ce drăgălași e și nu știu ce. Da, dar nu uitați că asta e galeria aia care cântă la PNL, mâine la PSD, poi mâine la UDMR, nu știu pe unde se mai duc. Înțelegeți? Ăștia sunt. Sunt de închiriat și ei sunt profesioniști, adică își fac meseria. Iar situația prin care am trecut noi dinamoviștii, unii dintre noi ne-am pierdut viața, unii dintre noi au murit. Deci eu am prieteni care au murit de stres, de nervi, au murit de inimă, domnule. Eu am murit, prieteni de-ai mei au murit de inimă în timpul meciului sau datorită supărărilor care le-au trăit, retrogradare, atâtea lucruri prin care am trecut noi în anii ăștia. S-au întâmplat atâtea lucruri și am trăit atâtea deziluzii și supărări și asta din cauza lui Măgari, actorii ăștia care și-au umplut buzunarele și ne-au făcut să suferim. Asta este numărul 1. Exact ca acum, după pandemia asta de coronavirus, trebuie să ne gândim bine că nu mai trebuie să avem clemență, înțelegeți? Și pentru că vom ajunge în același punct, vom suferi din nou și alții vor câștiga de pe urma noastră. Deci ați văzut pe pandemia asta cu coronavirusul. S-au făcut atâtea nelegiuiri, s-au omorât atâția oameni, au fost oameni legați de pat, au fost oameni intubați cu forța, au fost atâtea abuzuri medicale făcute, am fost vaccinați, îndrumați ca niște oi spre tăiere, spre abator. Acum este o grămadă de efecte negative, mor oameni, subit, se întâmplă o grămadă de lucruri. Au murit, să nu exagerez, milioane de oameni, da? Pe planeta asta. Au murit milioane de oameni din cauza unor minți criminale, unor minți diabolice, da? Și care au avut anumite interese pentru a câștiga ei bani și acum
sincer, după ce nu s-a terminat, dar acum când ies la iveală toate căcaturile astea, ar trebui să se judece vinovații. La fel și cu peluza asta noastră. În aceeași notă merg. Frate, eu înțeleg, da, minunat, flutură steagurile, ce frumos e, ce drăgălași sunt organizați, strâng acolo. Vă spun eu că oamenii aia nu veniseră în peluză, că nu toată aia e peluza. Peluza stă o mână de vagabunzi, v-am zis eu, care sunt plătiți, își ia ce-o zvârta de la ăștia și la revedere, îi ține ăla, băiatul ăla, în care îi zice împăratul. Îi ține la în cârca lui pe acolo și pune să facă aia, fă, aia, hai, pune și pe ăla să cânte, hai, nu știu ce, fă aia, fă aia. Doamne, totul e într-o organizare, sunt profesioniști, dar eu nu pot să uit ce s-a întâmplat. Că i s-a luat pensia lui tataie și că s-au făcut niște căcănării și manevre care nu pot fi iertate, nu pot fi trecute cu vederea. Și atunci, v-am spus, ăsta sunt eu și nu e bine să judeci în viață, să te duci, să te concentrezi pe lucrurile care ce au fost, ce n-au fost, dar nu trebuie să mai ajungem unde am fost și nu putem să ne ajungem pe unde am fost dacă nu tăiem rău din rădăcină și nu analizăm puțin cine a fost cei care au tras foloase și care nu mă interesează că au tras foloase, dar au tras foloase pe mizeria lui Dinamo sau pe târârea lui Dinamo în noroi. E ca și cum ar da, venind, ce s-a întâmplat acum și au făcut ăștia de la PCH, e ceva ca și cum ar veni unul și mi-ar spune, băi, uite tu care ai un cuvânt de spus la fanii dinamoviști, te rog frumos să iei steagul lui Dinamo și să-l târăști pe jos și să, eu știu, să-l rupi în două și să faci ceva. Adică pentru bani să faci o măgărie care să aducă o atingere intereselor lui Dinamo sau imaginii lui Dinamo. Și atunci eu să fac lucrul ăsta, Dacă s-ar fi întâmplat așa, deci așa s-a întâmplat în cazul PCH. Ca să înțelegeți mai exact. Dragii mei, cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Urmează meciul de la Schellenberg. Care pe care? Vom vedea. Emoțiile fotbalului sunt frumoase. Noi vrem să jucăm acolo, să vedem un Dinamo care, eu știu, dă totul pe teren și vom vedea, vom vorbi după meciul ăsta. Pentru că, așa cum a spus și Burcă și toți oamenii de fotbal, ăsta a fost un meci care nu prea a contat, a fost o echipă strânsă pe genunchi așa repede, i-a adunat pe niște băieți și a jucat un fotbal. Dar am înțeles că au fost jucători acolo care la 22, 23, 21, care, eu știu, au jucat sau au fost pe la echipe de astea, formați pe la Inter, pe la Verona, care au avut tangențe cu fotbalul italian. În fine, vom vedea ce. N-a fost nicio echipă de tot căcat, așa să spunem. Băieții am văzut cum au stat în teren. Se vedea că nu se simt relații, nu aveau relații de joc, nu știau distanțele între ei, să stea în teren ca lumea, nu se cam acopereau spațiile bine. Dovadă și golul ăla lui Iglesias cu capul, dacă vă amintiți, a fost la venit și a dat, cred că n-a dat Iglesias în toată cariera lui cu capul în gol. Deci se vedeau că sunt carențe acolo la în ceea ce privește așezarea în teren și omogenitate și asta, dar erau jucători care nu erau așa paraleli. Hai să fim serioși. Totuși vom vedea acum la Schellenberg, echipa așezată, echipă puternică, dacă reușim să învingem acolo, jos pălăria, mergem mai departe cu șanse mari și vom vedea. Suntem alături de Dinamo întotdeauna și vom fi, dar nu alături de căcați și de hienele astea. Nu mai dați bani la PCH și trimiteți-i la muncă. Dați-le șansa să muncească, nu-i lăsați. Numai bine, prieteni, doar Dinamo București este în mâinile noastre, numai bine.